Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ziua cea mai neagră din istoria creștinismului. Este ziua în care Iisus a fost biciuit, scuipat și răstignit între doi tâlhari. Este Vinerea Neagră în care Iisus a murit pentru mântuirea lumii. Împreună cu Biserica, în Sfânta și Marea Vineri, rememorăm răstignirea și moartea pe crucea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, aceasta este una din acele zile aliturgice, adică în care nu se oficiază Sfânta Liturghie. În biserici se va cânta diseară Prohodul Domnului, ce simbolizează punerea în mormânt a lui Hristos. Conform datinilor străvechi, în Vinerea Mare, credincioșii nu au voie să mănânce urzici și să bea oțet. Potrivit învățăturilor creștine, atunci când era pe cruce, Iisus a fost lovit cu urzici, iar buzele sale au fost date cu oțet când a cerut apă. În ultima zi de vineri din postul Paștelui, oamenii trebuie să evite muncile agricole, mai ales mersul la câmp, semănatul sau alte activități similare, pentru că tot ce se seamănă în Vinerea Mare nu rodește, motiv pentru care mai este numită și Vinerea Seacă. Astăzi nu se sacrifică păsări sau animale, nu se coace pâine, fiindcă este mare pericol de boală și spirite rele. Nu este bine să speli, să coși, să țești, să gătești sau să faci alte tipuri de treabă dacă nu vrei ca în loc de pomană să împarți lături de rufe celor morți. De asemenea, astăzi este zi de post negru, dar pe lângă respectarea tradițiilor, credincioșii ar trebui să citească și o rugăciune.